Am vorbit întotdeauna de Părintele Arsenie cu toată dragostea. Am vorbit pentru că Părintele Arsenie Boca este la fel de viu ca întotdeauna și lucrător cu Harul Sfințeniei. Pentru că de când s-a mutat la cer și ne-a spus că de acolo o să vă ajut mai mult decât v-am ajutat pe pământ, simțim că lucrarea lui este vie. Am ajuns la Semlac, la icoana în care Părintele Arsenie arată că este viu, arată Sfințenia sa, pentru că din această icoană, în 2015, în Duminica Tuturor Sfinților, a început Părintele, prin izvorârea de mir, să arate cât har se revarsă din cer, câtă dragoste, prin rugăciunile sale, prin iubirea sa pe care o are pentru oameni. Filmăm într-o sâmbătă foarte aproape de binecuvântarea pe care o vom lua și de la Prislop, la Parastasul Părintelui Arsenie Boca, pentru că îl iubim pe Părintele Arsenie și am ajuns aici, la Semlac, unde este icoana care a izvorât mir, în care, iată, aveți față către față, bucuria harului, bucuria mirului, izvorării de mir, se va revărsa peste toți cei care veți privi, vă veți închina și vă veți ruga Părintelui Arsenie Boca ca să vă trimită toată bunătatea cerului, toată dragostea, toată iubirea Maicii Domnului. Aceasta este icoana care a izvorât mir și despre care poate că noi avem mai puține cuvinte să vă spunem. Dar Părintele Arsenie va vorbi de acum în inima dumneavoastră. Avem și o fotografie pe care gazdele noastre de aici ne-au dăruit-o cu multă dragoste, pe care o vom duce și o vom pune într-un loc sfânt în casa noastră, într-un loc plin de iubire, ca să înmulțim iubirea și rugăciunile în fața acestei sfinte icoane în care se arată cum a izvorât mirul. Este o peliculă surprinsă datorită faptului că, iată, prin fotografii, prin tehnică, putem face și lucruri bune. Putem să înmulțim darul către oameni și cine știe câți bolnavi acum, pentru că noi ne facem doar o simplă trâmbiță, într-o zi oarecare, rugându-se, poate chiar în momentul acesta la Părintele Arsenie, închinându-vă pentru că priviți spre un mare dar al Părintele Arsenie, se vor vindeca. Este viu Părintele și așa cum ne spuneau gazdele de aici, trebuie să fim mai activi și să ne luptăm cu tot sufletul pentru canonizarea Părintelui, pentru că locul lui este în calendar. Sigur, poporul a canonizat. El este în rai. Lângă Maica Domnului este rai, lângă Hristos, este acolo lângă Sfinți. Dar părinții noștri ne-au învățat ca totul să facem canonic. Noi nu facem nimic altceva decât să cerem să fie totul canonic, adică într-o rânduială. Pentru ca să îl avem într-o zi de sărbătoare și să ne bucurăm cu toții de acest sfânt care la atâția oameni face bine. Acest sfânt care aduce milioane de oameni lângă el, dovadă pelerinajul de la Prislop, acest sfânt care din această icoană a dat semne de viață autentice și clare, pentru că este o icoană adevărată făcătoare de minuni, acest sfânt care a vindecat prin această icoană atâția oameni, părintele nostru, spun, părintele nostru Arsenie Boca, să dea Dumnezeu ca să lucreze în fiecare inimă, în fiecare casă, în fiecare suflet, în fiecare om, în fiecare copil, în fiecare bătrân, în fiecare tânăr, ca să se înmulțească tot darul Duhului Sfânt, darul Maicii Domnului și al Sfântului Serafim de Sarov, de la care a primit bunătatea și harul și harisma înainte vederii, când pe vârful atonului Părintele Arsenie, dus fiind acolo, de Duhul Sfânt, i s-a arătat Maica Domnului Sfântul Serafim de Sarov și iată din nou, dragii noștri, aici, acum, vedeți urmele care sunt ale mirului care a căzut. Iată, ne apropiem cu această cameră micuță de filmat, dar care poate să aducă mare, să înmulțească bunătatea. Acesta este mirul care a izvorât din icoană și încă sunt urmele clare și autentice. Iar aici, în această fotografie, aveți încă o dovadă, dacă mai trebuie, pentru cei credincioși nu e nevoie de dovadă, dar noi mărturisim, pentru că trebuie să mărturisim, pentru că prin acest cuvânt se va înmulți harul și bunătatea. Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, priviți încă o dată să vedem cum din această icoană, cum ne spunea, au izvorât la un moment dat izvoare întregi, mii și mii, mii și mii de sticluțe de mir au fost date oamenilor, au ajuns în casele oamenilor și cu siguranță că la această oră sunt foarte mulți creștini care s-au vindecat datorită mirului care a izvorât de aici, din icoana Părintelui Arsenie Boca. Sunt dovezi clare.
că Părintele este viu, sunt dovezi clare că Părintele lucrează pentru noi, sunt dovezi clare că iubirea cerului este întotdeauna răspândită, dăruită și oferită tuturor oamenilor credincioși. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost martori împreună cu noi la minuni, la o minune mare, la o icoană în fața căreia dați-mi voie să mă închin cu toată evlavia și recunoștința, să-i mulțumesc Părintele Arsenie pentru că ne-a dat posibilitatea să ne spunem și noi micul cuvânt și poate că mărturisirea noastră va intra într-o inimă, într-o casă sau în mai multe case pentru ca Părintele Arsenie să le dăruiască oamenilor pace, bucurie. Rugați-vă și chemați-l pe Părintele Arsenie rugăciune cu toată încrederea. Este întotdeauna viu, este lângă noi. În numele Maicii Domnului să faceți lucrul acesta. Mulțumim, Maria, pentru filmare. Am venit la Semlac, am venit cu toată dragostea, ne-a adus parcă harul Duhului Sfânt, ne-a purtat aici, am fost primiți cu toată dragostea și bunătatea, ca în case de români, oameni ospitalieri, și am fost primiți și de bunătatea Părintele Arsenie, care îi mulțumim și lui și gazdelor pentru că am putut să vorbim despre el. Să fie de folos acest adevăr, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.